Întâlnire crucială astăzi la Galați privind cerealele ucrainene, reprezentanți din România, Ucraina, Republica Moldova și din partea Comisiei Europene, dar și a Statelor Unite, discută soluții, rute alternative pentru ca Ucraina să-și poată exporta în continuare produsele agricole. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite ale Americii la București. Partea română va fi reprezentată de ministrul transporturilor Sorin Grindeanu. Între timp, Kievul a anunțat că vrea să deschidă un coridor umanitar pentru a elibera navele din porturile sale blocate de ruși. Marina ucraineană a propus rutele direct Organizației Maritime Internaționale. Ar urma să fie folosite în principal pentru navele civile blocate în porturile Odesei. Despre acest subiect discutăm în minutele următoare alături de Cezar Gheorghe, expert în piața de cereale. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. În primul rând, Cezar, aș vrea să vorbim despre această întâlnire care are loc astăzi la Galați între reprezentanții din Ucraina, Republica Moldova, România, dar, foarte important, și Comisia Europeană și Statele Unite ale Americii, și să ne dăm seama concret ce ar urma să se întâmple. De ce o astfel de întâlnire? Această întâlnire este programată pentru a disipa aceste tensiuni care deja s-au ridicat în ceea ce privește, să spunem, tranzitul mărfurilor ucrainene prin portul Constanța, lucru care și dumneavoastră și eu îl renunț de foarte multe luni de zile, pentru că în acest moment avem un flux ucrainean de minim 27, dacă nu chiar 28, poate chiar 30 de milioane de tone, care va trebui să traverseze prin România și credeți-mă că prin alt loc decât prin Constanța nu poate să o facă, versus 20-22 de milioane de tone de mărfuri românești, care și ele trebuie să iasă tot prin portul Constanța. Avem deci această cifră pe care tot o spunem de 50 de milioane de tone. Lucrurile au ajuns în acest moment, fără ca nimeni să facă nimic decât la nivel declarativ, la această tensiune în care, pe de o parte, vedem cum foarte multe unități, să zicem, și fluviale, și navale, dar nu de dimensiuni extraordinar de mari, se află blocate lângă Golful Musura, aproape de intrarea pe Sulina. Avem fluxuri de camioane ucrainene care doresc efectiv să tranziteze spre portul Constanța și mai avem firește și rețeaua de căi ferate care traversează pe Republica Moldova și prin Giurgiulești înspre portul Constanța. Acesta este practic cheia discuțiilor de astăzi. Ceea ce se întâmplă astăzi, la final, va fi, să spunem, punerea părților în locurile lor. Pentru că despre asta vorbim în acest moment. Nu poți, efectiv, chiar nu poți să faci o șosea perfectă cu 400 de camioane ucrainene, cu alte cuvinte, să institui o rută directă cu 400 de camioane care se varsă tot în Constanța. Chiar nu poți să dai toate locurile de ancoraj și toată marfa ucraineană să se verse prin portul Constanța, pentru că, la rândul nostru, noi trebuie să exportăm. Și cred că această întâlnire va avea semnul echității și egalității în drepturi, mai ales că suntem cei care ajutăm. Nu avem niciun benefic direct din acest lucru și sper ca lumea să fie suficient de înțeleaptă și să se alinieze. Înțelegem Cezar Gheorghe, pentru că dacă ar fi creat acest culoar care ar permite camioanelor să treacă din Ucraina în România, iar mai apoi să ajungă tot în portul Constanța, unde deja vedem că de luni de zile sunt probleme și în ceea ce privește camioanele blocate acolo, navele blocate acolo, ce ar însemna de fapt? În ce situație am ajunge noi? Am ajunge în situația în care nu mai putea efectiv să ne mișcăm mărfurile noastre, pentru că mărfurile noastre au alt nivel de preț, pentru că sunt, să zicem, supuse procedurilor Uniunii Europene și, într-un final, trebuie să știți că în acest moment mărfurile noastre se cumpără în portul Constanța, se cumpără la prețuri corecte și competitive, însă au perioade de livrare deja de după jumătatea lunii septembrie, octombrie și noiembrie. Până atunci, cum se întâmplă, chiar nu cunoaștem și nu știm cum se vor descurca, să zicem, vânzătorii, fermierii, intermediarii, comercianții, pentru că este efectiv acolo o paralizie în acel moment. Toată lumea pe toate părțile, nervii sunt întinși la maxim și lucrurile nu sunt deloc bune în acest moment. Mai vedem sistemul single window care vrea să fie implementat în portul Constanța de către ANPC. Deja suntem chestionați de colegii ucraineni că acest sistem o să genereze foarte mari întârzieri, cu alte cuvinte, un pic neceartă cu ce implementat. Domnilor, pentru că lucrurile trebuie să fie ordonate. Orice, să zicem, transfer, transport, ce vreți să-i spuneți de martă, trebuie să fie aviză, ca toată lumea să fie conștientă, să știe ce recepționează. Asta nu înseamnă că trebuie să facem o devălmășie și o dezordine într-un final.
Înțelegem că marfa ucraineană este ieftină, înțelegem că este dorită în vestul Europei, dar asta nu înseamnă că trebuie și noi să suferim din această pricină, pentru că vine 15 septembrie și credeți-mă că această restricție la import, care nu a funcționat, nu dau detalii acum, dar nu a funcționat pentru că am importat ca medie lunară mai mult grâu decât în celelalte 16 luni și porumb identic, ar putea să ne coboare pe plan intern piața în ceea ce privește prețurile, la fel ca în Polonia, Slovacia, Bulgaria și Ungaria. Iar acest lucru este gestionat doar de niște interese economice al operatorilor din agribusiness din vestul Europei, care firește doresc un bazin de originare marfă mai ieftin față de, să zicem, față de numai de Ucraina. Deci o sumă mult mai mare de produse ieftine. Dar revenind, Portul Constanța, noi spunem de un an de zi, un an și două luni, că este și va fi punctul vital al acestui conflict. Pentru că Ucraina, nu cred că mai devreme de 2, poate 3 ani, va avea acces din nou la porturile sale. Și Constanța, trebuie să știți că este în acest moment, ca să o numim așa, bulgările de aur al tuturor. Toți își manifestă interesul, toți doresc să vină în Constanța brusc, subit și dintr-o dată, fără a fi ironic. Foarte, foarte scurt, Cezar Gheorghe, se poate face ceva în portul Constanța pentru a face față acestui flux imens? Există vreo variantă, vreo soluție? În acest moment trebuie să trecem un lucru, că nu se poate efectua nimic din mers. Portul acesta nu se poate lărgi peste noapte. Durează 3-4 ani construcția unui terminal nou. Da? Și cred că statul român este cel care decide cine, cum și dacă investește și în ce fel investește acolo. Nu cu niște presiuni suplimentare venite din niște surse care nu ne aparțin și care efectiv nu reprezintă decât niște frustrări ale unor oameni care au interese comerciale. Că totul este guvernat de bani la final, dar astăzi ar putea statul român să propună o soluție foarte simplă și eficientă. Da, scoateți mărfurile din Ucraina. Da, le-ați cumpărat, cine le-a cumpărat XYZ. Și le putem acomoda într-o rețea de silozuri partenere din România, căci fermierii au foarte multe silozuri care nu sunt, să zicem, ocupate 100%, sau putem găsi niște locații care au curți interioare foarte mari și le putem acomoda în acele, să zicem, silo bag-uri în care se pot păstra 6 și până la 9 luni de zile, fără absolut nicio problemă. Nu e nevoie să ne năpustim acum să sufocăm și să paralizăm și eventual să blocăm acest activ care este singurul care poate gestiona mărfuri în Marea Neagră în acest moment. Mulțumesc, Cezar Gheorghe, pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste explicații.